Bună ziua, doamnă justițiară. Ați fost iar la centrul raional. Cu cine vă mai judecați? Vă salut. Judecați. Vreau să vă comunic despre așa un caz care... Eu nu înțeleg de ce numită de Mingi Galea din Brigada Mariei Ola. Iar Galea Dermingi, câtă importanță! Îi spuneți că nu e importantă și dumneavoastră îi dați atâta importanță. Dar nu-i bă... Ea n-a ascultat ce caz. S-a stabilit de către Centrul Național Anticorupție că numită Dermingi Galea, fiind angajată în calitate de spălătoreasă la grădinița Struguraș din satul Burlacu, a părăsit hotarele țării din data din 9 luna 9 2019 până în 13 luna 9 2019, fiind tabelată la lucru, la serviciu și beneficiem de un salariu în lipsa ei de la locul de muncă în sumă de 261 de lei 79 de bani. Acum noi ne întrebăm de ce ea, când a chemat-o pe Olar prin sat și ne-a aclamat pe mine, primar, consilierii, și erau gata să prășească, apropo, făceau trimiteri la mult gunoi și nu știu mai ce făceau, de ce atunci nu a declarat, iată, despre faptul că ea a prejudiciat bugetul primăriei și bugetul însăși a grădiniței cu suma dată? Eu nu înțeleg. Dar ea poate nici nu știa. Poate ea nici nu știa. Ci ea face pontajul, tabelul celălalt de pontaj, directoarea grădiniții. Cine e angajatorul? Spălătoreasa își face... Știa că a trecut granița, dar ea știa pentru ce i-a pus salariul. Dar pe mine tare mă distrează că cine se ocupă de așa cazul. Eu terminat cu marea corupție, trecut acum la Dermenjel, la spălătoreasa de la grădinița Struguraș. Vai de steaua lor. Bun, și ce i-a făcut? Că nu-i dosar penal, la așa prejudiciu nici măcar nu-i dosar penal, nu? Este constatat, deci Sabie Natalia, care era la moment înlocuia pe Zina Manole, a fost bănuită așa, de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 332 alineatul 1 cod penal. Și să vedeți ce fac procurorii. Inițial, un procuror, ea n-a podat de tot, mă tati miri. Păi bine, dar dacă altul mai pleacă încă 5 zile, nu 5 ore, nu 5 minute, dar 5 zile să lipsești de la, de la lucru. Și tu umbli fluierând și trâmbițând și pe la Litvinencu, și pe la Ala Nimerencu, și numai pe unde m-a fost tipa, femeia aceasta numită de Mingi Galea. De ce ea nu a spus? De ce nu spune? De ce nu se autodenunță? De ce nu autodenunță de acest fapt? Da, da, da. Ea toți, pleacă. Toți văd paiele din ochiul altora, dar nu bârna din propriul ochi. Evident că nu o să denunțe așa ceva. Păi vedeți că dar ea era activă, activistă și atunci, în 19, când îmbla? Și ei activistă, e acupare activistă, haideți, o lipuță mai... Dacă face live-uri, de-am gata, e activistă, de-am iactitudine. Da, și seamănă live-uri, da, și seamănă live-uri, da. Ei, în fine, asta e apreciere. Eu nu le pot vedea că m-au blocat. Nici eu, nici atât. Și să vedeți că a fost audiată și... șefa grădiniței, Manole Zina, ele se acoperă mai de mult, pentru că Manole Zina a mai acoperit-o și în anii precedenți, că ele aveau așa o înțelegere, Dermingi pleca acolo unde avea nevoie și Manole Zina punea orele în, dar au fost verificați doar pe 2 ani. Și ce fac procurorii? Am început să vă spune că inițial această plângere a fost examinată de către un procuror din raionul Vulcănești și ei au o rotație. Deci până am depus eu a doua plângere, respectiv ierarhic superior, a examinat aceeași plângere, aceeași petiție, un alt procuror care depistează, identifică faptul că Dermingi Galea a părăsit hotarele țării de la 9 septembrie până la 13. Apoi cum? Un
procuror anticorupție vede chestia asta, dar altul nu. Și apoi noi Unul ne a plângem. făcut solicitare la frontieră, la poliția de frontieră și altul nu a făcut. Probabil asta e singura diferență. Sau unul a făcut solicitare și încă nu a primit răspuns și în lipsa răspunsului avea termen de predare, ca așa e la noi. Și legile sunt nasoale și oamenii sunt neprofesioniști sau leneși și au o grămadă de făcut. Sau alte griji. Că unii sunt procurori, anchetatori care fabrică dosare din care se estorchează bani. Și dosarele adevărate nu prea se ocupă de ele, nici dacă sunt mari, nici dacă sunt importante. Dar aici, uitați-vă, scrie negru pe alb că numita dirmengie a părăsit hotarele țării de la 9 septembrie până la 13 septembrie 2019, fiind tabelată și primind leafa în sumă de 260, cât acolo am spus eu. Conform codului muncii, ea trebuia să fie deja concediată după 4 ore lipsite nemotivat, nu? Evident, după 3. După da, 3. Așa scrie în cod, nu 4. Da, după 3 ore. Lipsind de la ore, de la adică muncă, de la muncă, lipsind 3 ore nemotivat, ești concediat. Dar aici 5 zile. Eu țin minte, am fost la copil, când m-am întors de la copil, n-am putut să vin la timp. Deci ceva mi-a reținut la vamă și n-am putut să merg la 2 ore și mi le-au reținut. La școală când lucrat? Da, la școală când lucram. Și evident, eu sunasem că, iată, suntem reținuți la vamă. Adică a fost o... Dar aici, uitați-vă, și ce declarații încă și mai spune și Zina Manole, spune că precum că ea a anunțat primarul, precum că, iată, Gale Dermenge poate fi ori la Bolgrad, ori la Bolgrad în Ucraina. Ea nu știe. În absolut tot știu. Absolut tot știu. Și la urma urmei, grădinița noastră nu are atâția angajați ca Savie Natalia să nu observe. Dar oricum, însăși ca director, fie și suplinind funcția, înlocuind, aici așa se spune că Savie Natalia, o locuia pe Zina Manole, care era în concediu. Adică cum? N-ai trecut nici o zi pe la spălătorie? N-ai mers? Puteai să nu mergi o zi, a doua, a treia, dar 5 zile? Dă o bănuială rezonabilă că aici a fost o înțelegere. Eu mă duc, tu în schimb îmi pui în tabel, deci orele ca fiind unele la... Și deci Dermengie este cinstită și este... Atât de bun, și ce-a făcut până la urmă procurorii? Și uitați-vă că aici se face indicația, a trecut pe la Cahol, vama Cahol, așa, din motiv că numită Dermengie Galea este în concediu ordinar de odihnă și din conform bazei date acces acea. A, nu, acum, deci ea vara asta a trecut vama Cahol Oancea și n-a putut fi audiată. Și iarăși minte la greu. Și de ce au făcut? Procurorii anticorupție stabilesc că este încălcare conform articolul 332, dar iată, nu li s-a dat mânuța să pornească dosar penal. Au tergiversat, intenționat, vădit intenționat și emit ordonanță la 15 septembrie 2021 sub pretextul că a expirat termenul de pedeapsă, 2 ani. Vă dați seama, dar Dermengie nu a fost atrasă însăși prin faptul că se restituie banii. Și cum a spus dumneavoastră, ea de mult trebuia să fie concediată, pentru că crima, neregula, a fost săvârșită. Ei, codul muncii nu stabilește infracțiuni, crime. Sunt doar încălcări de cod al muncii, nu în pedepse. Disciplinare, inclusiv concediere, dar nu-i cod penal acolo. În schimb, dar eu codul consider penal că... prevede uzul ăsta de fals în acte. Dar eu consider că aceasta este un... Nu-i vinovată Dermengie, șefa ei, fie și acea interimară. Probabil prejudice era atât de mit încât nu a vrut să mai deranjeze, să meargă în instanța de judecată, așteptat să expire termenul și l-a invocat. Bine, 261 de lei, poate un set de jucării pentru copii, totul se oferă copiilor, dar din 261 de lei, dar de ce nu, câți mai copii puteau să
să beneficieze de o alimentație mai deosebită. Orice se face pentru copii, totul bine. Deci puteți să vă imaginați ce fac procurorii în cazuri mai scumpe. Îmi dau seama, deși eu am observat toate aceste fapte, eu le-am observat și le văd. Practic, eu la această ședință m-am prezentat singură. A fost o ședință liniștită. Dar ședință unde? La procurori? La unde? La judecătorie. Noastră ați contestat ordonanța la procurorul ierarhic da. Superior și după aceea la judecătorul de instrucție. Desigur, da. Ok, și ce a zis instanța? Pronunțarea nu o cunoaștem, dar după cât eu am înțeles, este un caz interesant și încă nu știm pronunțarea, dar posibil, pentru că este vorba de banii publici. Este vorba de faptul că însăși procurorul anticorupție fiind în complice, deoarece eu am solicitat să fie atrasă și dirimingi în acest proces și faptul că nu a restituit banii, pretins, procurorul spune că adică trebuia primăria să înainteze acțiune civilă, că n-am înțeles că asta cum v-ar părea dumneavoastră când persoana vădit intenționat în mod adică chiar obraznic părăsește hotarele țării și noi trebuie să să-i șerim, deși eu am prezentat în ședință legitimația mea de consilier, fapt și servește că eu sunt reprezentant al primăriei ca dovadă. Da, sunteți reprezentanta celor 50 de alegători, una din 9 sau 11 cât sunteți în Consiliu. Și ăla, n-aveți delegație de la Consiliu să reprezentați Consiliu, deci eu am sunteți aleasă poporul, apărați interesul adică, public, dar nu reprezentați Consiliu. Eu am prezentat, adică ca o probă, deci, dar faptul că și procurorul anticorupție, deci eu, vorba dumneavoastră, cum spuneți, că ce fac ei încă în alte dosare. Și deci, cum putea chiar, cât îndrăzneală să ai, eu chiar mă mir, atâta îndrăzneală să ai, să mergi la Litvinencu, la Nimerencu, la unde nu știu unde mai vrea, la Podarilov, să tulburi atâta liniște, să atâtea, da uite-te la tine, uite-te în, sub nasul tău, uite ce ai făcut. Și dă-ți seama, mai coboară picioarele pe pământ. Mă uit fix, mai comentează cineva, îmi spune. Păi, nu știu, și încă eu zic, dar ia face din aceste chestii, dermengigalea, spălătoria asta, ia știți cum, ia-i slobodă, e samovolnică. Deci vrea pleacă de la lucru, vrea merge la oficiul de... Recent, zilele acestea, eu mergeam la punctul medical la investigații și ea deja dimineața era 9 și vreo 10, deja ieșea de la oficiul de poștă. Dar cum să lepezi? Eu n-am văzut să plece de la... să plece doamna care face mâncare, eu n-am văzut să plece... Deci eu, printre altele, am sunat șefa grădiniță. Șefa grădiniță îmi spune că deși eu storojesc pe dermengigale, vă dați seama? Atunci cum? Este o bănuială rezonabilă? Cheliseau în vorbă. Deci e ceva care chiar într-adevăr se pune viața în pericol a copiilor. Să lești mașina automat funcționând sau acel fier de calcat sau cum poți tu să-ți permiți? De ce nu leapă de lingura femeia care face mâncare? De ce nu leapă de polonicul sau de ce nu leapă de alt lucru, altcineva să plece așa să mă bolnic? Asta ar trebui să o storojeți acum și pe directoare, și pe primar, și pe alți angajați acolo. De interesul public și aveți tot dreptul să faceți asta. Efectiv, acest caz eu nu-l voi lăsa așa nesoluționat. Voi înainta către Consiliu o cerere, un demers prin care să revizuim, pentru că așa noi suntem, bugetul primăriei este permanent furat, permanent în de parcă ne-ar considera pe toți lipsiți de capacitate de muncă. Ea face ceea ce își dorește. Dorește să meargă să filmeze când polițistul audiază șefa. Pleacă, dorește să mai facă încă nu știu ce. Tot pleacă. Asta ce se numește? Nu sunt samovolnicii. Și asta, toate frazele acestea sunt rupte din life-urile ei. Iubitul
Libertatea de exprimare implică și sacrificii. Iată, dacă vrei să fii activist, fă-te ca brega activist, dar nu mai ai timp să lucrezi. Și atunci și nu ai complicații cu angajatorii. Vorbă de activist. Până la activist trebuie să ai nevastă, trebuie să ai cumva studii, trebuie, trebuie să ai careva... Se poate oricum, nu trebuie neapărat să fii maestru al exprimării. Luați. Ia încercați, bine, încercați și dumneavoastră. Ce spuneți? Încercați și dumneavoastră activism. E așa, pe măsura posibilității, mai fac. Așa și ea, măsura posibilităților, la locul ei de interes și de așa, muncă. Așa, fix așa, da, fix așa, pleacă, treci cu tarele țării și asta e fix ăsta. Puteți o lua din brigada lui Olar și treci la dumneavoastră. Brega poate a lua altă școală mai bună. Eu sunt gata să învăț, să ajut pe oricine, dar am văzut că ea m-a blocat și n-are nevoie de ajutorul meu. Păi și apoi faci, e trimiterea cu ce mai faci, e cu te online și spune că mi-ai dat telefon cu mărți, eu nici nu știu. Ce e asta? Întrebați-o pe ea, presupune că un iPhone mi l-ai dat, mă. Nici nu știu, dar mă rog. Asta e părerea ei, fiecare. Și e cam așa la noi stau lucrurile cu... Chiar am fost, chiar doream. O să vedem, o să vă zic care este finalitatea acestui caz. Totuși, statul este cu interesat să mențină banii publici la locul său. Sau este cu interesat să promoveze falsurile în acte. De acord, ținem legătura. Da, cele bune.